expert cu oferte de nerefuzat. Noul Peugeot 206 Plus, începând de la 9.434 euro cu TVA inclus și taxă pe poluare zero pentru primii 100 de clienți. Plus finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Doamnelor și domnilor, bună ziua sau bună seara. Bine v-am găsit la o inițiativă tradițională a Realității TV, aceea de a ne socoti solidari și semeni cu restul cetățenilor de pe planetă. Deseori în cariera mea am auzit de mii de ori vorbele unor oameni care realizau că emisiunile pe care le-am făcut, emisiuni sociale, fac eu, nu se traduc în niciun fel de realitate. Și oamenii spuneau, frate, fapte, nu vorbe. De foarte multe ori am încercat să traducem faptele sau gândurile noastre sau intențiile în vorbe. De multe ori ne-a ieșit, de alte câteva ori ne-a ieșit mai greu și mai puțin decât ne așteptam. Încercăm și astăzi, în criza din România, să ne definim în raport cu restul umanității de pe planetă după dezastrul din Haiti. Am început, de altfel, de câteva zile, anunțând numerele de teledon. Și spre surprinderea noastră majoră, mult mai mare decât la teledonul din Indonezia de acum 5 ani, trebuie să vă anunț că în două zile numai pe SMS-ul și un cont anunțat de UNICEF, partenerul nostru, s-au strâns 30.000 de euro. Și pentru că și domnul Vornicu, de la care am învățat meserie, zicea, frate, și fapte, nu numai vorbe, o să încep eu. 5 milioane din partea mea și 400 de euro din partea angajaților și conducerii editurii House of Guides, editură specializată în tipărirea de ghiduri turistice și tematice, unde eu și soția suntem angajați. Și a doua donație pe care o anunț, de la un partener al campaniilor noastre, îl știți, este președintele României, domnul Traian Băsescu, care își donează salariul său pe luna următoare, și anunță că sprijină această inițiativă. Îi mulțumim pentru că la fel a făcut-o de fiecare dată când l-am invitat și la teletonul despre Indonezia și la campania România prin rădăcini. Mulțumim, domnule Traian Băsescu. Și acum să vă spun ce facem în după amiaza asta până la ora 21 de seară. Încercăm să vă facem să vă definiți generozitatea și relațiile dumneavoastră afective cu restul cetățenilor de pe planetă într-un mod absolut normal și la receptivitatea și atitudinea dumneavoastră, fără nicio forțare și fără nicio pretenție decât aceea de a încerca de nou să ne redefinim în raport cu o mare catastrofă de pe planeta noastră. În sală se află, la telefoanele care vor începe să funcționeze imediat, un număr de personalități din care aș vrea să vă prezint. Pe Mariana Bitang și Octavian Belu. Pe doamna Aurora Liceanu. Pe colegul meu, Dan Apostol. Ați văzut-o pe doamna Aurora? Așa. Pe colegul meu, Dan Apostol, de la Money Channel. Nu știu pe unde e, pe aici, pe undeva. Îl găsește regia. Pe Cristina Stamate, prietena mea de o viață. Pe Valentin Ionescu, fostul consilier prezidențial al domnului Constantinescu, acum e mare director la Euroinvest Vision. Unde sunteți, domnul Ionescu? Bună seara, mulțumesc tare mult că ați venit. Pe Anca Țurcașiu, o altă prietenă de-a mea, prietenă, nu, să nu confundați, să rămână Anca. Jean Valvis de la La Dorna, bună seara, mulțumesc că ați venit.
Margareta Păslaru, marea vedetă a tinereților noastre și a muzicii ușoare românești. Sandra Pralong, o figură în expertiza politică românească. Să rămână, Sandra, pe unde ești? Să rămână. Mai sunt o mulțime de personaje din care spicuiesc. Daniela Nane, însoțită de copilul lui. Tu ești copilul, măi, ea e Daniela, mama ta. Am și o surpriză din partea fiului Danielei, pentru că are o inițiativă proprie absolut surprinzătoare. Mai e Zoltan Andraș de la Sarmal de Reci. Ne-a chinuit 3 zile să găsim în repertoriul lor un cântec care să rimeze cu inițiativele de pe planetă, al lui Madonna, al lui Aznavur. N-am găsit. Bă, frate, când vă apucați și voi să faceți o melodie de asta în care se vorbește despre generozitate, că în rest se vorbește despre orice. Îmi pare rău, asta ar fi însemnat să ne dorim să existe catastrofe ca să putem să profităm de aceste momente să ne promovăm piesa respectivă. Noi, în general, reacționăm la evenimentele pe care le viețuim cu toții. Foarte târziu. Nu putem să reacționăm chiar așa. Dar uite la Madonna, uite la Aznavur. Îi admir și eu. Asta este o comandă morală, nu-i una de aia politică sau de altă natură. Oamenii ăștia intră la jocul public ăsta global, planetar, cu o viteză extraordinară. Noi o să ajungem vreodată, că tot timpul vă aud, că șansele voastre în domeniul ăsta pe plan internațional sunt mici, sunt aia sau aia. Când le faceți mari? Depinde. Bineînțeles că trebuie să vrei să faci și asta, să cânți și despre lucrurile mai puțin plăcute ale vieții, dar bineînțeles că pentru asta trebuie să cânti numai în limba engleză, iar Sarmalele Reci își propun în general să cânte românește. Nu, poate impuneți limba română pe mapa, nu. Cine știe, la asta mă gândeam când veneam aici. Să-și. Corect, mersi foarte mult. Ca să înțelegeți mecanismul, vă anunțăm un număr de telefon. 021-232-6057. Este telefonul la care vă răspund personalitățile cărora trebuie să le anunțați donațiile dumneavoastră și un element de identificare care înseamnă telefon, nume, eventual adresă. Deci repet numărul de telefon 021-232-6057. De asemenea, pentru donații, dacă sunteți ocupați sau nu vreți să transmiteți și mesaje, puteți să le faceți pe SMS-ul 848 de 2 euro, apel în rețelele Orange, Vodafone și Cosmote. Serviciul este oferit gratuit de aceste companii, nu se percepe TVA. În rețeaua Rom Telecom puteți dona 2, 5 și 10 euro sunând la următoarele numere de telefon. 0900 900 563, linioară, nu e nicio linioară, pentru apelul de 2 euro. 0900 900 565, pentru apelul de 5 euro. 0900 900 567, pentru apelul de 10 euro. De asemenea, și Rom Telecom ne susține oferind acest serviciu gratuit, nu se percepe TVA. În contul UNICEF de la BRD Grup Societe General, RO10BRD E450SV434656546500, menționând codul 04, puteți face de asemenea donații, ca și pe site-ul UNICEF România, www.unicef.ro, pentru donații online și detalii. Acesta e mecanismul. Repet, telefonul la care puteți sta de vorbă cu personalitățile care vă preiau mesajele și donațiile. 021-232-6057. Repet, este o centrală digitală ale cărei trunchi principal se distribuie în 40 de unități telefonice la care vă răspund personalitățile invitate la Teledon. Vă rog să sunați mai mulți, pentru că domnul adomniței, de exemplu Cristian, șomează și cred că mai aveți, ca și domnul Valentin Mocanu, secretarul de stat din Ministerul Muncii. Dacă toți suntem harnici, a venit și ministerul să ne ajute. Domnul Mocanu, de ce nu suna nimeni la telefonul dumneavoastră? Pentru că probabil a observat că vreți să îmi puneți niște întrebări. Excepțional. Domnul Mocanu, are sens ce facem?
Eu cred că este ceea ce noi denumim solidaritate se materializează astăzi prin ceea ce facem cu toții. Efortul dumneavoastră, efortul celor care vor da un telefon să doneze mai mult sau mai puțin pentru cei din Haiti și probabil efortul pe care ar trebui să-l facă unii să înțeleagă ce se întâmplă acolo și să găsim soluții ca lucrurile acestea să nu se mai repete. Noi am conștientizat deja în România că această casă numită Planeta Pământ în care ne aflăm e ca un fel de bloculeț de ăsta cu multe apartamente și în unul din ele e dezastru, chiar dezastru. Și că de fapt locuim împreună în blocul ăsta sau Acesta este sensul solidarității și nu putem să intrăm pe ușa blocului, să urcăm în lift, să intrăm în apartamentul nostru fără să ne pese ce se întâmplă la vecini. Aveți perfectă dreptate. Dar încă noi mai avem încă atitudinea asta de a nu ne cunoaște vecinii și nici de a nu comunica cu ei. Cei care au această atitudine ar fi bine să se uite în oglindă dimineața și poate reușesc să-și o corecteze. Eu unul cred în ceea ce înseamnă solidaritate și cred că este soluție. Sună cineva, vă rog să răspundeți, mulțumesc frumos mult. Și când găsiți o pauză, să vă faceți și donația dumneavoastră personală. Și eu mulțumesc. Trebuia să vorbesc cu Nicoleta Bichescu, care e moderatorul talk show-ului stației Realitatea TV de la Bacău, care azi de dimineață de prin Nămeț în drum spre București ne-a anunțat că vine încoace, n-am știut de ce. După ce vorbește la telefon o să aflăm de ce. Domnul Valvis, aveți un microfon acolo. Ce facem noi? Este un lucru neobișnuit? Este o găselniță, este o șmecherie editorială sau e un gest normal pe care trebuie să-l facem toți întotdeauna când pe planetă, la noi sau în altă parte, se întâmplă ceva rău? Domnul Tătulici, cred că este un gest obligatoriu. Nu numai pentru noi însuși, cum suntem ca oamenii și la punct de vedere sentimental, pentru că probabil avem această experiență de seism, probabil avem această experiență. O avem, noi în România chiar o avem. Eu spun probabil pentru a dovedi. Doamne ferește să o repetăm prea repede. Deci eu spun că și ca oamenii, dar și ca țara România, și depinde foarte mult, pentru că am auzit niște punctele de vedere conform căruia avem foarte multe probleme în țara și n-ar trebui să ne uităm puțin la nivel internațional. Și dacă îmi permiteți, vin într-un mod categoric și foarte ferm să spun și eu un punct de vedere. Pentru mine România este o țară mare în devenire. Este o membră al Uniunii Europene. În evenimente de tragedia globală, de evenimente așa dureroase și de o scară deosebită, este și obligația fiecărui cetățean din Uniunea Europeană să spune, alo, sunt prezent, sunt alături de durarea acestui mică țară care, în plus, este o țară extrem de săracă. Deci, spun eu că într-o fază unde trecem de mai multe crize, să spunem, crize morale, crize financiare, criza economică și aș fi băgat și criza politică, un gest uman, domnilor, suntem aici, credem în viitorul nostru, credem că contăm pe nivel mondial, avem o viziune pentru țara noastră și apelam oamenii din Haiti, suntem prezenți. Și chiar dacă este vorba de 2 euro, care poate la mulți spune, bă, ce este 2 euro? Deci de aceea eu mă adresez la toți cetățenii și aș fi spus, dați acest 2 euro, pentru că e simbolic și pentru dumneavoastră, și pentru România, dar și pentru aceste copii care au nevoia, este un gest chiar simbolic foarte important. Domnul Valvis, în principiu, din punct de vedere etic, așa e.
Da, uitați-vă, lumea are foarte multe probleme și uneori nici tratatele internaționale nu se respectă. Nu există un cod de conduită al planetei care să te oblige, cum ziceți dumneavoastră, să fii solidar, să donezi. Codul ăsta nu există, nu e scris. Noi trebuie să-l respectăm pentru că jocul internațional și social public este eu te ajut pe tine când ți-e greu, pentru că și tu o să mă ajuți pe mine când e greu. Domnul Gatulici, am învățat noi această lecție? Vorbiți de obligație. Da. Eu pun problema la totul altceva, la un alt nivel. Nu la obligația, dar la expresia sufletească a fiecărui. Nu este obligația, este o alegere. Este o alegere la o lume dificilă unde suntem, ridicăm și noi un stag și spunem, uită-te, nu sunt obligat să-l fac. Nu vorba de tratat sau de contract. Să vă spun ceva. Înainte de a intra în emisiune, glumeam cu doamna Aurora Liceanu despre ce este catastrofa de determină emoții și să zicem, nunta nu determină o emoție așa de mare. Ce ziceați, doamnă, luați microfonul? Ce ziceați că este catastrofa cu tremurul, inundația? Catastrofele, adică evenimentele îngrozitor de negative și îngrozitor de pozitive, că sunt și de o parte și de alta, au un mare prestigiu psihologic. Prestigiu psihologic. Dar noi avem educația aceasta să ne raportăm la asta? Eu vreau să spun că ceea ce s-a întâmplat acum, acest eveniment, eu îl bag în ideea de învățare socială. Copiii învață văzând că se întâmplă aceste lucruri. Știți ce mi-a zis doamna Stamate? Mila se învață. Românul deja a învățat generozitatea. Când se simte bine, dă la orchestră și câte 1000 de euro. Asta este adevărat. Este foarte adevărat, pentru că se învață și mila, sentimentele se învață. Se învață? Trăirile se învață, asta e demonstrat, se învață. Ori în momentul de față, noi ce, evenimentul ăsta ce înseamnă? Înseamnă că ne dăm seama că psihismele, trăirile noastre, n-au frontiere. Ei, domnul Valvis, după amiaza asta este un spațiu de învățare al sentimentelor noastre. Eu l-am numit simbolic. Și un simbol te învață pentru că te atrage spre o anumită direcție. Este o dovadă simbolică a fiecărui. Reperul nu este la contract. Reperul și obligația nu este la o convenție. Reperul este în noi însumi. Că suntem dintr-o țară în devenire mare, care arate un exemplu de solidaritate. Pentru că referința este în noi, nu este venită din alții. Și asta are importanța emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Gândiți-vă dacă faceți o donație, că o să vă întreb după aceea. Mă duc la Nicoleta Bichescu, mă duc fără microfon. Simbol. Încă nu m-am disciplinat nicio, am început așa prea brusc. Să rămână, Nicoleta. Mulțumesc frumos. Ce cauți, dragă, la București? Da, sigur. Am auzit că e mai cald aici. Nu e. Am venit în București la rugămintea soților Paulina și Costel Cășuneanu, care doresc să doneze pentru această campanie. Au fost din nu sunt în țară, de asta m-au rugat pe mine să fac aceste oficii. Am fost uimit dimineața aflând că ești pe drum, nu știam ce vii, ce vrei de la noi, servici, ceva, o colaborare. M-au rugat să vin cu această donație la București. Au fost extrem de impresionați de ceea ce s-a întâmplat în Haiti și au fost, în primul rând, impresionați de copiii din Haiti. Și din discuția telefonică pe care am purtat-o cu dumnealor, îmi spuneau că, până la urmă, copiii nu contează ce culoare au, nu contează în care parte a globului sunt, sunt cei mai neajutorați și ei sunt primii care trebuie ajutați. Familia asta face și alte gesturi de genul ăsta? Sper să nu se supere pe mine dacă am să spun. Da, din ceea ce știu eu, au făcut foarte multe gesturi de caritate. De obicei, aceste gesturi sunt făcute extrem de discret, nu se vorbește despre ele. Am aflat ca jurnalist absolut întâmplător din niște, știu eu, mai degrabă de la cei care au beneficiat. Care e valoarea donației aici? $10,000 pentru copiii din Haiti. Să le dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc mult, să pun bani în bol. Mulțumesc mult de tot. Domnul Valvis, ne dați un ajutor simbolic pentru această campanie?
de la Paulina și Costel Cășuneanu 10.000 de dolari. Intră acum în bol. Domnul Tatulici, reprezentat nu la Dorna, dacă îmi permiteți o prezentare, pentru că m-ați prezentat. Sigur că da. Ca reprezentat al lui la Dorna. Sunt creator al brandului. Așa e. Dar din 2008 m-am separat, l-am căsătorit cu cineva, știți? Așa e, cunosc asta. Da. Deci eu reprezint astăzi Fundația Valvis și o investiție care s-a făcut în domenii Simburești, domenii... Vinul românesc a dus la o altă treaptă. Un alt lichid de am bază. Am băut, am verificat. Absolut superb, să știți. Da. V-a ieșit. Absolut superb. Vă mulțumesc. Nu era contract, să spuneți asta. Nu, nu, știu, dar dacă știu că e spontan. L-am băut, trebuie să deci, recunosc. Din partea Fundației Valvis și domeniilor Simburești, ne-am hotărât să contribuim și noi cu o sumă de 10.000 de euro pentru copii din Haiti. Vreau să spun că asta este o Fundația Valvis are un buget anual între 100 și 150 de mii, dar care în marile linii, majoritatea acestui buget merge pentru nevoile educaționale din România și pentru nevoile aici persoanelor bătrâni tot din România. Deci este o am tăiat din bugetul românesc această sumă să pentru rămână. Haiti. Mulțumim foarte mult, 10.000 de euro de la Fundația Valvis, 10.000 de dolari de la familia Cășuneanu. Luăm o scurtă pauză și revenim la teledonul Haiti Copiii Haosului. Apare noul număr Forbes România. Din 25 ianuarie citește despre inovațiile tehnologice din avatarul lui Cameron, filmul care a revoluționat camera de filmat 3D, Avatar versus Titanic. Află cine a ieșit învingător din bătălia giganților la încasări, efecte speciale, logistică sau buget. Revista Forbes apare lunea la fiecare două săptămâni. La Orange, dorințele tale prind formă. Alege abonamentul Delfin 12 dacă ai nevoie de multe minute ca să vorbești cu prietenii, familia și toți ceilalți. În plus, ai bonus lunar pe viață, 100 de mesaje scrise naționale. Descoperă noul LG GT 505. Fotografiile îți spun povestea. Internetul se mișcă în ritmul tău. Acum la cel mai bun preț în magazinele Orange. În plus ai până la 15% reducere la accesoriile compatibile. LG. Life's good. Hi. Hi. How have you been? Coca-Cola Zero prezintă Imposibilul devine posibil. Baby, whipped cream? O chocolate sauce. You know me. I'm an egg. Același gust Coca-Cola. Zero zahăr. Imposibilul devine posibil. O cartelă, vă rog. Da, cartela e bonus. O ofertă nemai văzută provoacă reacții nemai întâlnite. Prinde cel mai tare bonus la cartelă. Reîncarcă cu minim 3 euro și primești 48 de euro credit bonus. Cosmote, alături de tine. Astăzi ești invitat la filmul zilei pe Comedy Star. Tobey Maguire și Reese Witherspoon fac o călătorie mai puțin obișnuită înapoi în anii 50. Urmărește o super comedie nominalizată la 3 premii Oscar. Pleasantville, astăzi pe Comedy Star. O nouă zi, un nou film tare. Abonează-te acum. Disponibil pe Rom Telecom Dolce și DigiTV Satelit. Lasă-te sedusă de rafinamentul aromelor Lenor Parfumel, îmbogățite cu picături de parfum 100% veritabil, pentru o senzație de lux franțuzesc. Lenor Parfumel, cu picături de parfum franțuzesc. În timp ce dormi, burtica ta digeră masa de seară, micșorându-se cu până la 8 cm. Astfel, te poți uda din cauza umezelii care iese din scutec.
însă tu dormi liniștit datorită scutecului Pampers cu cele mai elastice benzi laterale, care se extind și se contractă cu până la 10 cm, oferindu-ți până la 12 ore de protecție împotriva umezelii pentru un somn liniștit. Pampers. Nopți liniștite, zile pline de energie. Noul Peugeot 206 Plus, începând de la 9.434 euro cu TVA inclus și taxă pe poluare zero pentru primii 100 de clienți. Plus finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Haiti, copiii haosului Teledon la Realitatea TV, telefoanele la care puteți apela ca să vorbiți cu vedetele invitate 021-232-6057, telefoanele de donații SMS 848 pentru 2 euro, rețelele Orange, Vodafone și Cosmote și 0900-900-563 pentru 2 euro apel, 0900-900-565 pentru 5 euro apel și 0900-900-567 pentru 10 euro apel. În toate rețelele nu se percepe TVA. Legătura în Haiti, în țara pentru care astăzi ne străduim cu toții să dăm o mână de ajutor. Cristi Zărescu, corespondentul nostru, este în direct cu noi. Salut, Cristi! Bună ziua, de fapt bună seara acolo. Eu am lângă mine pe chestorul principal, domnul Tobă, inspectorul șef al Inspectoratului General al Poliției Române. Am zis bine, domnul Tobă? A spus bine, că titulatura e mare. După cine ai alături din structurile noastre de poliție? Da, am și eu aici lângă mine pe inspectorul șef, între ghilimele, al polițiștilor români. Este vorba despre Paul, cel care îi coordonează pe cei 21 polițiști din... ne ajută și ajungem acasă și care ne oferă protecție și pază în care încercăm să ieșim din baza Națiunilor Unite. Trebuie să spun că noi aici la București am colaborat extraordinar cu Ministerul Administrației și Internelor și cu Poliția pentru ca acțiunea voastră să fie un succes în Haiti, pentru că acolo fără sprijin militar nu prea faci mare brânză. Cum te-ai descurcat cu băieții? Te-au luat de la graniță noaptea? Te-au ajutat să ajungi în Port-au-Prince? Da, într-adevăr, fără paza polițiștilor nu... ONU de aici unde noi și dormim este o zonă foarte, foarte periculoasă, însă trebuie să spunem că și alături de polițiști să ieși pe străzile din Port-au-Prince este deosebit de periculos. Sunt situații în care chiar și prezența polițiștilor îi irită pe localnici. Mă refer aici mai ales la momentele în care localnici nu primesc suficient multe alimente, apă și medicamente, să devin foarte nervoși, dar cu toate acestea prezența lor alături de noi este foarte importantă. Practic, fără ei nu am mai avea voie să ieșim. De altfel, toți jurnaliștii care ies aici și care încearcă să filmeze diferite reportaje, destul de puțin la număr, pentru că nu sunt foarte mulți jurnaliști, au de asemenea fie o pază asigurată de compania la care lucrează, fie o pază militară asigurată de armata din țara din care provin. Spune-mi, invitatul tău nu poate să ne spună ce fac cei 21 de polițiști români acum în Haiti, că bănuiesc că pe lângă meseria lor clasică, zilele astea de dezastru au adus multe sarcini suplimentare, unele absolut infernale. Da, într-adevăr, trebuie spus că vorbim despre 21 de polițiști care au venit aici pentru a lucra la reorganizarea
statului Haiti, reorganizarea autorităților de aici, însă evident după cutremur au fost aruncați într-un război, practic cea mai periculoasă zonă în acest moment este aici în Haiti și ei sunt obligați să lucreze. Chiar trebuie spus că polițiștii români asigură patrulele din orașul Carrefour, din cartierul Carrefour, mă iertați, cartierul Carrefour este cel mai rău famat din Port-au-Prince, dar o să stăm mai degrabă de vorbă cu Paul. Paul Ianovici este cel care îi coordonează pe români. Ok, Paul, ne întreba și de la București, ce faceți voi exact? Aveți în fiecare zi patrule acolo? Cât de periculoase sunt aceste patrule? Bună ziua! Depinde mai mult de zone. În momentul actual, polițiștii români lucrează într-un regim de 8 ore pe zi, cu schimburi atât pe zi cât și pe timp de noapte. În general, este vorba de cartierul Carrefour, centrul orașului și Cité Soleil, zone foarte periculoase, unde deseori au loc chiar schimburi de focuri pentru a obține mâncare sau apă. Haideți să ne povestești un ultim schimb de focuri de care ai aflat. Ce au făcut polițiștii români? Ultimul schimb de focuri de care am aflat a fost acum 2 zile. Din câte am înțeles, nu am fost prezent în zonă, eu fiind la centrul de coordonare de aici, din baza logistică, dar din câte am înțeles a fost o mini-revoltă pentru niște saci de orez și apă care se distribuiau. Nu au ajuns la toată lumea și a fost nevoie de intervenția forțelor speciale pentru a dispersa mulțimea. Paul, trebuie spus că 3 dintre casele în care voi locuiați, voi aveți case închiriate aici, 3 dintre casele în care voi lucrați au căzut, una dintre colegele tale a rămas fără niciun fel de bun, nici măcar uniformă nu mai are. Cum vă descurcați? Într-adevăr, o casă a fost pierdută în totalitate, s-a prăbușit, iar o altă casă în care locuiau 2 colegi, aveau 2 apartamente în casa respectivă, prezintă crăpături majore, nu se mai poate locui în ea. Pentru colega care și-a pierdut totul, am încercat prin solidaritatea noastră, am făcut apel și la alte contingente. Spunea că poartă bocanci primiți de la canadieni. Exact, am făcut apel și la alte contingente, cele din urmă am reușit să-i asigurăm uniforma atât din partea noastră cât și cu ajutorul altor contingente. Iar în ceea ce privește cazarea atât pentru ea cât și pentru ceilalți 2 colegi, v-ați înghesuit voi unde dormiți? Exact, la casele unde am rămas noi am primit pe toți și în momentul de față putem spune că suntem toți bine și nu avem probleme cu cazarea. Paul, spune-ne, ce le transmiți românilor care te văd acum? Cât de important este să sune la noi la Realitatea, cât de important este să trimită aici chiar și 2 dolari? 2 euro, pardon. Ce să vă spun? Situația aici este dramatică, a fost dramatică și va continua să fie. Cât timp oamenilor li se va asigura măcar minimum de mâncare și hrană, situația va fi stabilă. Pentru asta nu pot decât să vă spun că e nevoie de absolut orice. Am ieșit pe străzi, am mai discutat cu ei și chiar haitienii ne spuneau, indiferent cât de puțin, tot ajută. E foarte important ce ne spuneai, că aici nu ne confruntăm cu o revoltă doar pentru că există mâncare. Dacă nu va mai fi mâncare, haitienii, este clar, se vor revolta, se vorbește chiar despre un război civil, e adevărat? Haiti a trecut prin momente grele și înainte de a se stabili misiunea ONU. În general, banditismul a fost problema principală. În condițiile în care nu vor mai avea hrană și mâncare suficientă, ne aflăm iarăși în fața unui astfel de risc. Adică javla drumul mare pentru o felie de pâine. Exact. Mulțumim foarte mult. Mihai, dacă nu mai sunt întrebări pentru noi sau pentru invitatul nostru? Nu mai sunt, Cristi, la această primă intervenție, că depășim timpul de satelit și luăm penalizări. Mersi foarte mult, ne revedem în ora următoare. Servus, mulțumesc băieților de la poliție. Domnul Tobă, eu am descoperit, eu trebuie să recunosc că sunt un ziarist care nu știu o groază de lucruri. Nu știu, de exemplu, ce muncă extraordinară fac polițiștii noștri în Haiti. Am aflat acum că am avut nevoie de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru ajutor. Și mulțumesc și domnului Blaga pentru modul în care am cooperat. Ați fost extraordinari. Deși nu aveți regulamente foarte aplicate, polițiștii români au ajutat echipa noastră exact ca armata americană pe cei de la CNN, să știți. Asta e un compliment pentru poliția română. Da, și vă mulțumesc, domnul Datulici. Domnul comandant, cum e posibil să aveți atâția eroi și să nu vorbiți de ei niciodată? Probabil că n-a fost un subiect interesant pentru... Cum naiba să nu fie interesant? E fabulos de interesant. Noi suferim că n-avem imaginea României pe picioare, șchioapătă toată ziua și dumneavoastră acolo aveți 21 de băieți fenomenali, niște băieți de filme americane, care se poartă foarte modest, foarte delicat, l-ați văzut pe Ianovici, și care sunt extraordinari. Vreau să cunoașteți că noi în momentul acesta avem în
în lume, în zone de operație, avem 120 de polițiști. Suntem dislocați în peste 8 situații în care noi suntem prezenți acolo. Suntem în Congo, suntem în Afganistan, suntem în Bosnia-Herțegovina, în Kosovo. Deci sunt 120 de polițiști și din alte structuri din Ministerul Administrației și Internelor, care contribuie la reorganizarea poliției locale, care contribuie la menținerea ordinii liniștii publice în zona respectivă. Deci sunt, și aceste misiuni sunt de tradiție. Pot să vă spun că în Haiti misiunea durează de 6 ani. Am plecat de la 4 polițiști și datorită eficienței și datorită aprecierii de care polițiștii români au fost apreciați acolo, am ajuns acum la 21. Da, tot rămân la ideea. De ce nu promovați lucrurile astea? Că pe cuvântul meu am impresia că ori sunteți prea modeste, ori aveți deficit de PR și comunicare cu media românească. Acolo sunt întâmplări fabuloase. Chiar și la cutremur, vă dau o sugestie. Inițiativa aia noastră să vă prezentăm munca. Dar dumneavoastră nu puteți da un telefon? Băi, Tatuli sau băi, Realitatea sau măi, TVR sau altcineva. Uite, am și eu niște eroi, nu vreți să-i prezentați? Când facem din linia asta de comunicare o linie curentă? Cred că aveți dreptate aici, iar cred că noi am fost mai mult interesați ca polițiștii care sunt acolo să-și desfășoare activitatea cât mai bine, pentru că până la urmă ei nu reprezintă numai poliția română acolo, ei nu reprezintă numai Ministerul Administrației și Internelor, cred că ei reprezintă România. Și noi am pus poate prea mult accentul pe îndeplinirea atribuțiilor pe care ei le au acolo și poate mai puțin pe latura de a prezenta, pe latura de imagine. Mi se pare important să comunicați comunității care îi plătește și ține acolo ce fac, cât de grea e munca lor și ce rezultate obțin, că acolo chiar suntem buni. Și vă spun că toți cei 120 de polițiști care își desfășoară misiunea în străinătate sunt extrem de buni profesioniști, au fost selecționați atât de către ONU cât și de misiunea Națiunilor Unite, deci chiar sunt niște profesioniști desăvârșiți. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru ajutorul pe care l-ați dat campaniei noastre și vreau să vă spun că ori de câte ori vom avea corespondență în lume, în zonele care sunteți prezenți, o să apelăm la dumneavoastră. Mi se pare cel puțin la fel de onorabil ca relația CNN-ului cu armata americană și la același nivel de eficiență, domnul Tobă, ceea ce e lucru mare. Vă mulțumesc pentru apreciere, domnul Tatuli, și eu am avut o legătură permanentă cu colegii care își desfășoară activitatea în Haiti. Am informat inclusiv familiile acestora din țară de faptul că ei sunt bine, sunt sănătoși și nu sunt probleme deosebite, iar inclusiv aseară, când am avut ultima discuție, le-am transmis că ceea ce fac ei acolo până la urmă reprezintă România și au depășit nivelul de reprezentare al poliției române, iar ceea ce fac foarte bine. Mulțumesc foarte mult! Eu dacă vreți să faceți o donație, e binevenită, oricât de mic ar fi, domnul Tobă, mulțumesc încă o dată! Edmond Lagerty este reprezentantul UNICEF în România, e partenerul nostru în mai multe campanii, vorbesc de UNICEF. Am traversat împreună o reușită care ne-a ocupat cam un an de zile, e vorba de România prin de rădăcini. Și astăzi suntem din nou împreună la o misiune internațională care, după părerea mea, se întâlnește cu cea mai mare catastrofă a planetei, dacă e să citez un raport al Organizației Națiunilor Unite. Nu numai pentru că acolo a fost cutremur devastator, ci și pentru că statul e ca și sfărâmat și pentru că structura socială a societății haitiene este foarte amestecată, ciudată și nu-i stabilă. Edi, noi avem întotdeauna, românii au multe calități. Unul din defecte este că suntem suspicioși. Și am o întrebare care vine din suspiciunea multor telespectatori. Ce garanție avem că într-o țară atât de coruptă ca Haiti, banii vor fi eficient și corect administrați? Mi-au pus mulți telespectatori această întrebare ca să se asigure că cei 2 sau 5 sau 10 euro ai lor ajung unde trebuie. Și le-am spus, lucrăm cu UNICEF care administrează banii, îi strânge, îi trimite la UNICEF Worldwide, echipele UNICEF vor lucra ele în Haiti. Putem avea garanția că acest lucru se face bine în condițiile îngrozitoare de violență și corupție din Haiti? I believe, as far as
as far as it's possible within the circumstances, we can guarantee that the money will be well used. În măsura posibilului și având în vedere toate circumstanțele, putem garanta că acești bani vor fi corect folosiți. UNICEF has more than 60 years of experience in dealing with emergencies. UNICEF, in fact, started after the Second World War to deal with the tremendous suffering of children in Europe after the Second World War. UNICEF, de altfel, are 60 de ani de experiență în acest domeniu. UNICEF a început activitatea la sfârșitul celui de-al doilea război mondial pentru a se îngriji de soarta copiilor rămași orfani. And every single emergency that you've had since, UNICEF is there, including, I think, last year we were involved in responding to 50 different emergencies around the world. Și UNICEF reacționează întotdeauna în situații de urgență. Anul trecut, dacă mi-aduc eu aminte bine, am reacționat în cazul a 50 de situații de urgență. And we observe the highest standards of international accounting for funds. De asemenea, respectăm standardele internaționale în ceea ce privește gestionarea fondurilor. And we always report back to the donors on how the money is used. Și întotdeauna ne adresăm înapoi donatorilor cu privire la modul în care am folosit banii. So I think the generous people who are responding to this appeal can be assured that UNICEF will spend their money in the best possible manner for the children of Haiti. Și cred că oamenii generoși care răspund acestui apel pot avea toată siguranța că UNICEF va gestiona corespunzător și adecvat banii în favoarea și în beneficiul copiilor din Haiti. Știu că nici echipele voastre al UNICEF n-au trecut după cutremurul din Haiti prin clipe liniștite. Ați avut și voi pierderi. Avem o echipă puternică, s-a reîncărcat ea să lucreze? Yes, the team is growing all the time. As you know, it was difficult to get people in there in the first days. Desigur, echipa crește cu pe măsura trecerii timpului. A fost foarte greu să ajungă oamenii noștri acolo în primele zile. We have an office in Haiti for many, many years, and the office was actually demolished in the earthquake, but fortunately none of the staff were killed. Avem un birou deschis în Haiti de mai multă vreme. Din nefericire, clădirea s-a prăbușit, din câte știți, și din fericire, de asemenea, niciunul dintre ai noștri nu a fost omorât. However, almost everyone was affected personally. One of the colleagues, in fact, lost his three children, unfortunately. Cu toate acestea, unul dintre angajații noștri a fost afectat personal, deoarece și-a pierdut trei copii în urma cutremurului. And as you know, the UN had its worst ever day. I think over 70 UN personnel have been confirmed dead, and 150, I think, are still missing, which essentially means they're also dead. So it's been a huge blow. Și de asemenea, nu știu dacă știți, 70 de persoane dintre angajații Națiunilor Unite au pierit, 150 sunt date dispărute, așadar au fost timpuri care ne-au încercat greu pe toți. But every day the UNICEF response is growing stronger. By this coming week, I know we'll be reaching something like 500,000 people every day with fresh, clean, life-saving water. Dar eforturile noastre cresc pe măsura trecerii timpului. Știu că în zilele care vor urma, UNICEF va asigura pentru 500,000 de persoane apă și provizii. About 2,000 unaccompanied children are being taken every day to safe places, and a search is underway for their families to reunite them with their families. Circa 2000 de copii, de minori neînsoțiți, au fost preluați de angajații noștri și continuă în prezent căutările pentru familiile acestora. And on this point I'd like to address something, because I know a lot of people are calling, there've been a lot of inquiries about adopting children from Haiti. Și dacă îmi permiteți, aș dori să specific un lucru, pentru că știu că în prezent foarte multă lume întreabă ce se va întâmpla cu copiii din Haiti, ce se va întâmpla cu adoptarea acestora. And I'd just like to address that because we're saying that at the moment it's too early to look at international adoptions.
Și vreau să subliniez acest lucru pentru că părerea noastră este că pentru moment este mult prea devreme să ne gândim la adopțiile internaționale. The first job is to find the unaccompanied children and make sure that they are united with their families. Prima sarcină este să-i găsim pe acei copii neînsoțiți și să ne asigurăm că ei se reîntorc la familiile lor. Pe parcursul teledonului o să mai vorbim de sarcinile UNICEF asumate în Haiti. Mulțumesc foarte mult, Edi. Mă duc la un fost ministru al educației care face educație pentru solidaritate în după-amiaza asta. Bună ziua, domnul Adoniți. Bună ziua, domnul Tatulic. Și sănătos, voinic. Mulțumesc, da. Și mulțumit de ajutorul pe care ne-l dați. Da. Să știți că sunt aproape 20 de oameni cu care am vorbit. Sunt unii care, pensionari, m-a impresionat cel mai mult cazul unei doamne, pensionari care a pierdut un copil la cutremurul din 4 martie 1977 și a rezonat cu o pensie de 390 de lei, a rezonat foarte mult cu drama celor de acolo și a donat o sumă de 5 euro din pensia domniei sale, lucru care mi se pare absolut extraordinar. De asemenea, un alt domn, nu o să-i spunem numele, dar a donat 2000 de euro. Sper că ai dumneavoastră colegi care sortează telefoanele, au toate contactele domniei sale, așa cum au toate contactele tuturor celor care sună. Avem un call center în paralel care înregistrează toate aceste convorbiri. Da, da. Și poate o să trebuiască să mai repetați, pentru că mulți oameni pun întrebarea cum fac să sigur ca banii să ajungă în contul lor. Și trebuie să le și explicăm și dumneavoastră trebuie să repetați. O să fac și eu lucrul ăsta. Domnul ministru, mulțumesc tare mult pentru prezență, vă sunt recunoscător. Și când plecați, dacă simțiți nevoia să mobilați micul vas de acolo de în față cu contribuția dumneavoastră personală, financiară, vă suntem recunoscători. Știți că oricum o făceam și primul imbold a fost de la soția mea pentru acest lucru și cu o specificare foarte clară de la ea, nu trebuia să știți dumneavoastră cel puțin în toată emisiune. Înțeles, mulțumim, doamne. Un an bun să aveți, să vă meargă bine. Vreau să vă spun că unul din lucrurile care ne-a preocupat în zilele de pregătire ale teledonului din 12 ianuarie încolo a fost cum să facem să găsim în România un exemplu de comunitate care se solidarizează cu o altă comunitate de pe planetă despre care nu știe mare lucru. Și marea noastră uimire și plăcere a fost să constatăm că inițiativa vine din municipiul Cluj-Napoca, orașul în care se trăiește cel mai bine din România, cel puțin după evaluarea pe care a făcut-o proiectul 10 pentru România în decembrie anul trecut. Domnul Apostu, primarul Clujului, este în direct cu noi. Bună seara, domnule primar! Bună seara dumneavoastră, realizatorilor și tuturor cetățenilor inimoși ai României. Eu vreau să vă spun că îmi scot pălăria imaginară pe care nu am pe cap pentru atitudinea și pentru gestul dumneavoastră. Era absolut firesc și normal ca acolo unde există un standard de viață mai bun să fie și un tip de atitudine publică, de solidaritate excepțional. Ce ați făcut, ce intenționați să faceți, ce reușită dați inițiativei dumneavoastră? Bineînțeles că clujenii nu au rămas impasibili la dezastru care s-a întâmplat în Haiti, dar nici la minunile care s-au întâmplat în Haiti, ținând cont că au fost găsiți copiii în viață după atâtea zile. În acest sens, foarte mulți, într-un fel sau altul, s-au interesat și unde în altă parte decât la autoritățile locale, cum ar putea să ajute acei copii din Haiti, dar mai ales cum să fie siguri că banii pe care îi dau mulți sau puțini ajung la destinație și își ating scopul. În acest sens, avem un sprijin al realității, postului Realitatea TV local și împreună cu dânsii, astăzi, dar și în zilele următoare, vom continua acest teledon, această strângere de fonduri, în așa fel încât să, într-un fel, poate modic, să reușim și noi să contribuim în alinarea suferințelor acelor copii. Putem comunica opinii publice și UNICEF-ului un prim rezultat de la dumneavoastră sau veți veni cu rapoartele în zilele următoare? Știu deja că am depășit 1000 de euro pentru astăzi și probabil că în zilele următoare vor fi și alte firme sau persoane fizice care vor dori să
ni se alăture, să vi se alăture acestui demers pentru acei copii din Haiti. Salutăm Clujul și pe primarul său, îi mulțumim, vă ținem pumnii, apelați la noi pentru orice ajutor. Sentimentul de solidaritate care ne-a strâns astăzi împreună pe noi aici și pe dumneavoastră la Cluj cu concetățenii dumneavoastră vă face cinste. O seară plăcută, domnule primar! Mulțumim și spor la treabă și încă o dată îi salutăm pe toți românii care, într-un fel sau altul, au gândit să ajute acești copii din Haiti. Mulțumesc! A fost primarul Clujului într-o poveste despre implicarea unei comunități din România, din orașul în care se trăiește cel mai bine din România, cel puțin după evaluarea pe care am făcut-o cu Institutul de Politici Publice la 10 pentru România anul trecut. Stați așa că am două escale importante. Una la actrița Daniela Nane și după aia la familia Belu Bitang și mă grăbesc. Da, Daniela vorbește cu un telespectator și eu vorbesc cu fiusul. Salut, bătrâne, ia microfonul. Da. Ce faci? Păi am venit aici să ajut niște copii care au rămas fără casă, fără părinți, fără familie, fără haine. Și aș dori să-i ajut. Și ei sunt ființe. Și ei au meritele lor. Am aici pentru ei să donez 100 de euro. De unde ai luat banii ăștia? De la mine din pușculiță. Nu pot să cred. Din economiile tale? Da. Daniela, asta nu e o miză în scenă pentru emisiunea asta. Nu, dă-i lui mama. Nu? Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Și mai am, și ca să știți, mai am doi colegi de la școala mea, Genesis, doi colegi de școală, care ar dori și ei să doneze. Haideți! Veniți aici! Mamă, ce ați aranjat? Banii trebuie să-i duci tu, microfonul dai la mine ca să aflu cine e. Și să știi, Mihai, că din pușculița lui, suma asta e o sumă foarte mare. Sunt absolut convins. Bună seara, domnișoară. Bună seara. Ești colegă cu distinsul? Da. Și v-ați hotărât să-i ajutați pe copiii din Haiti? Da. Da, eu nu știu care, uite, avem o cameră acolo. Și ai strâns un ban sau vii cu bănișorii tăi? Da. Te rog frumos, uite, bolul e acolo, să te duci să donezi. Ai și un mesaj? Vrei să spui ceva pentru copii? Eu îți mulțumesc foarte mult pentru gestul pe care l-ai făcut. Da? Poți să donezi bănișorii acolo. E ok? Deci îmi spune regia, e în regulă? Da. Îmi spune regia, gata, poți să treci la loc. Mai ai ceva să-mi spui? Nu. Daniela, cum e reacția telespectatorilor? Este impresionant, pentru că atât de mulți oameni sună, sunt și foarte mulți oameni bătrâni, care și sunt pensionari, care donează 2 euro pentru acești copii. Eu știu că e foarte important pentru copiii de acolo. Orice sumă, oricât de mică, e importantă și nu putem să fim decât recunoscători pentru toți cei care sună. Îți mulțumesc foarte mult. Și noi mulțumim. Regia îmi comunică noutăți că eu am tostat cu spatele la toată echipa asta de vedete care prestează. Deci a venit cine? Vlad Enăchescu, directorul nostru de la Telesport. Ana Maria Prodan, am văzut-o acum, să rămână. Elena Merișoreanu, unde ești, doamna Elena? Să rămână la mulți ani, să-ți meargă bine. Stai așa că vin cu microfonul, nu pe uscat. Am eu. Chiar acum vreau să îi spun domnului Ciocan că a sunat... Vă salut, domnul Ciocan. Da, aici a sunat toată poliția română, domnul Tobă, domnul Ciocan. A sunat domnul Ionel Muzur din Bragadiru Ilfov și a donat 5.000 de roni. Nu pot să cred. Ba da, uitați telefonul aici, așa că trebuie să-l avansați și să-l ajutați. Este un gest extraordinar că a putut să doneze atâția bani. Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc și să dea Dumnezeu, dragii noștri privitori, sunați, nepoții mei au dat
atâtea telefoane, a zis că nu le trebuie o lună de zile să nu le dau bani pentru sucuri, pentru nimic, că toți banii donează pentru copii. Uite, am avut acolo și noi atelierul familiei Nane acolo, da. Copilul și colegii lui au făcut același lucru. Mă bucur din suflet. Vă rog să ne sunați și să ai ne contactați. Ai ceva extraordinar? Bravo, e ceva minunat. O măicuță de la Voroneț, pe care am cunoscut-o. Nu pot să cred. Da, e la telefon, ți-o dau. Am cunoscut-o când am fost cu doamna Stella Popescu. E o măicuță de la Voroneț. Cum vor să facă? Că eu le cam știu pe cum vă numiți? De la Voroneț. Maica Gabriel. Bună ziua. Spune că o salut. Imediat, îl dau la telefon pe domnul Tatulici. Maică să română. Vreau să transmiteți colegii mele de facultate de la filologie, Maica Elena, toate salutările și urările de an nou bun. Da? Mai mult așa este. Spuneți. Dar spuneți-mi cum vă numiți și de unde. Cu drag, cu drag, cu drag, măicuțelor, să vă meargă bine. Sunt și prietenele mele. Cât v-ați vrea să dacă, da, București. Suntem așa o mică familie în România asta. Maica Elena de la Voroneț și colega ei sunt extraordinari. Le mulțumesc să le dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Domnul Ciocan, v-am zis că e cu noi aici. Bună seara. Să vă dea mai mult. Și eu mă bucur la fel. Dragoș Anastasiu, unde sunteți, domnul Dragoș? Să trăiți 1000 de ani în pace și sănătate. Eurolines, mai aveți și funcții în ANAT? Mai aveți? Nu. Da, Corina Martin, președinta ANAT-ului aici. Să rămână doamna președintă. Doamnelor și domnilor, știți ce e important? Că noi ne hârșim cu oamenii ăștia de obicei pe subiecte neplăcute. Toată ziua în România, relația noastră cu ei e pe subiecte neplăcute. Că ea n-au făcut asta, că ea n-au făcut asta. Vreau să vă spun că întâlnirea o dată pe an sau de două ori pe an la Teledon e pe alt registru. Uităm că suntem adversari, că noi îi criticăm și ei trebuie să răspundă și vibrăm toți pe același portativ. Să rămână familia de super antrenori. Bună seara! Mulțumesc în primul rând că ați venit aici alături de noi. Era o datorie morală, minimă. Voi ați ajuns vreodată în Haiti? Eu nu, David, tu? Nu? Pe acolo nu prea se face gimnastică. Da, pe în zona aia, Miami, Florida, ați fost. Da. Dar realizați că acolo e o bucățică de rai de pe pământ care a ajuns infern? Sigur. Este ceva de vis zona aia. Eu am fost acum, deci cu o zi înainte de cutremur în Port-au-Prince. Și fără să fie cutremur, era îngrozitor. Plus dictatori din 1804, numai nenorociri, crime, violuri, corupții, o nenorocire să trăiești acolo. Comunitatea internațională și noi toți avem o răspundere. Eșecul lui Haiti ca primul stat negru de pe planetă, că e primul stat de sclavi din 1804, este un eșec pe care trebuie să ne-l asumăm toți. Și ONU, și UNICEF, și toate celelalte organisme trebuie să ajute să reconstruim țara asta, pentru că seminii aia de acolo au o problemă majoră de la naștere. Aproape că te întrebi cine i-a blestemat că s-au născut acolo. Eu parcă mi-aș dori mai degrabă să-mi asum întrajutorarea lor, nu asemenea lucruri îngrozitoare. Știu că pe dumneavoastră politica nu prea vă aranjează, nu prea vă place, dar să știți că politica câteodată ajută și face bine și vă trebuie să facem asta. E necesară politica în tot și în toate. Dar haideți să ne gândim, să gândim pozitiv în această seară și poate cu acest exercițiu de democrație să reînvățăm să devenim oameni, să-i ajutăm acum pe cei de acolo în nevoie, dar să nu uităm să privim și la aproapele nostru, care e mult mai aproape și poate are la fel de multă nevoie și nu neapărat întotdeauna de bani. Poate uneori și de o vorbă bună. Super! V-a impresionat cineva, doamne? Toate persoanele m-au impresionat și de regulă sunt persoane care nu sunt extrem de bogate. Și m-a impresionat o pensionară de 83 de ani care era atât de emoționată și voia să participe, a donat 100 de euro, e din Arad. 100 de 100 euro? 100 de euro, dar îmi pare rău că nu a reușit să-mi dea numărul de telefon. Am rugat-o pe doamna care suna în numele dânsei să dea pe speaker. Probabil în încercarea de a da pe speaker a închis telefonul. M-au impresionat oameni care
doresc să înfieze copiii. Și nu numai asta, o doamnă singură cu un copil micuț plângând a donat 10 euro. Extraordinar. Deci spune mult. Extraordinar. Mă întorc, domnul Belu, să vorbim despre... Unde e doamna Valeria Răcilă? Unde e? Unde e doamna Răcilă? Să rămână. Îmi comunică regia că trebuie să plecați, așa că trec pe la dumneavoastră. Trebuie să plec? Unde? Nu știu. Okay. În Haiti. Aș vrea să plec. Să rămână. Bună ziua. E foarte riscant. Cine din cei cu care ați vorbit v-au dat sentimentul că învățăm bine lecția solidarității? Eu tocmai am ajuns și a sunat prima persoană, băiețelul dânsului a votat 5 euro. Deci tocmai m-am așezat pe scaun. Roxana, doamna Răcilă abia a venit, nu pleacă. Nu, mai stau, abia am ajuns, da. Nu, comunică regia că ați venit însoțită de un domn. Ah, da, domnul Octavian Făgăraș, care vrea să... Noi suntem într-o asociație, cei de rotisor, și dânsul o să vă spună mai mult despre asta. Astăzi am fost la un lunch și am adunat o sumă mică de bani, foarte spontan. Extraordinar. Mă duc repede la domnul Făgăraș, care stă de vorbă cu domnul Valvis. Bună seara, domnule. Bună seara. Astea care nu sunt pregătite, care nu sunt organizate, îmi plac extraordinar de mult. Ce aveți aici? Ce e asta? Eu reprezint Asociația Gastronomică Chaîne de Rotisseurs, care a avut acest weekend evenimentul special. Eu nu reprezint organizația dumneavoastră, dar am și eu un nivel de reprezentare pe burtică și îmi place și mie mâncarea. Nu, și prin întâmplare am avut ultimul eveniment astăzi dimineața aici la Hilton. Și am decis tot împreună să strângem pentru această cauză bună și am reușit să strângem 1500 de euro. Extraordinar, domnul Făgăraș, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumim din suflet și să mâncați cu plăcere toate bucatele gourmet pe care le pregătiți. Cu mare plăcere și tocmai din cauza asta s-a și născut această asociație în România, pentru că România are o tradiție bună în mâncare, nu mai trebuie să lucrăm încă puțin la... La rafinarea ei, exact. Perfect. Mulțumesc, domnul. Cu mare plăcere. Mulțumesc. Bolu e acolo, executați lucrarea, vă rog. O nouă contribuție, dacă îmi permiteți. Da. Chiar acum am vorbit cu președinte investitorilor străini, FICUL. Da. Foreign Invest Council. Știți, tot aceste societățile care sunt aici în România și care fac investițiile pentru binele țării. Și cu mare bucurie pot să vă anunț că și acest FIC, Consiliul Investitorilor Străini, alături de UNICEF și de inițiativa dumneavoastră, vine cu o contribuție de altre 10.000 de euro pentru acest copii. Mulțumim, deci, FIC-ului. Cred că sensibilitatea oamenilor care vin aici ar trebui să fie sublinat și vă mulțumesc că am ocazie să-l spun. Facem asta cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc foarte mult, domnul Valvis. Echipa de la UNICEF care contabilizează donațiile anunță donațiile după o oră de teledon. Este vorba de 60.000 de euro până în acest moment. Ne alăturăm în felul acesta și noi efortului Guvernului României, care, cum știți, a donat 50.000 de euro. Ajutăm și noi cu o oră de teledon în care am strâns 60.000 de euro, publicitate și revenim. Chinuiți de tuse? Nu poți respira și îți simți căile respiratorii încărcate? ACC e gata să te ajute imediat! ACC curăță cu grijă și eficient căile respiratorii. Astfel, tusea productivă este îndepărtată și căile respiratorii protejate. Gata, mereu la datorie. ACC tratează eficace tusea. ACC 600. Doar o administrare pe zi. Acest medicament conține acetilcistină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Saldi, lichidări, reduceri pe bază. Lichida sau. Suntem cu toții diferiți, dar lichidările ne plac tuturor. Vă așteptăm acum la MobExpert cu oferte de nerefuzat. Fiecare dorință pe care o îndeplinești, magia iernii prinde viață.
Răspândește magia cu noile abonamente Cosmoterial Option. Vino cu numărul tău de telefon și primești cea mai bună ofertă de pe piață. 400 de minute naționale, 3000 de minute și SMS-uri în rețea și telefonul Nokia 6303 Classic la numai un leu. Abonează-te și primești două luni de abonament cadou. Cosmote, alături de tine. Efectul lifting al viitorului există deja. Inspirându-se din cercetarea farmaceutică, laboratoarele Vichy au selecționat vitamina C cu eliberare continuă și au creat efectul lifting plus acțiune biologică. Lift Active TXP. Vitamina C cu eliberare continuă multiplică celulele creatoare de fibre. Ridurile se retrag. Pielea se reîntinde. Transformare vizibilă din a patra zi. Lift Active TXP. Cremă reconstructivă antirid și fermitate. Vichy. Sănătatea e frumoasă. Ce fă, mă, bunicule? Mi-am luat un telefon cu radio, dar oricum îl așez, nu prinde nimic. La Germanos îți explicăm cum poți asculta muzică și radio pe mobil. Treci pe Cosmote și primești două luni de abonament bonus, împreună cu noul telefon Nokia X3 cu player audio-video, radio FM și garanție pe viață la numai un leu. Pentru muzică pe mobil, întreabă la Germanos. Racheta a decolat având la bord doi astronauți, dar și un turist. Acesta a plătit 40 de milioane de euro. La Citroen, tehnologia e mai accesibilă ca niciodată. Citroen C1, cu o reducere de până la 2500 de euro. Citroen, creativ tehnologie. Mami, îmi dai ceva dulce? O să mai iau? Bine! Nu-i dai prea mult dulce? Îi dau Nutri-Day delicios, e foarte gustos. Și e un iaurt Nutri-Day. Danone delicios este iaurtul sănătos Nutri-Day, care are în plus și bunătatea și gustul fructelor. Nutri-Day delicios, atât de gustos, atât de sănătos. Danone, poftă de sănătate. Începem licitația de la 100, 100 odată, 150 la doamna, 250. Haideți, acest obiect de mobilier vă oferă ocazia unică de a sta singur în pat alături de încă două persoane. Domnul Halad Maro, 300, ați judecat. Treci peste toate cu Romanian Classic. Descoperă cum pielea uscată se transformă într-una irezistibil de catifelată la fiecare atingere. Noua loțiune cremă delicată de la Nivea. Hidratare intensă 24 de ore prin conținutul bogat de unde shea, într-o textură unică și fină. Noua loțiune cremă delicată de la Nivea. Pentru că frumusețea este îngrijire. Noul Peugeot 206 Plus, începând de la 9.434 euro cu TVA inclus și taxă pe poluare zero pentru primii 100 de clienți. Plus finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. La Orange, dorințele tale prind formă. Alege abonamentul Delfin 12 dacă ai nevoie de multe minute ca să vorbești cu prietenii, familia și toți ceilalți. În plus, ai bonus lunar pe viață, 100 de mesaje scrise naționale. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Teledon Realitatea TV, Haiti, copiii haosului. După o oră și jumate, familia Belu Bitang pleacă mai departe, alții le iau locul. Domnul Belu, care a fost persoana care v-a impresionat cel mai mult din convorbirile telefonice? În primul rând aș grupa persoanele care au intervenit telefonic, foarte mulți pensionari care au donat sume impresionante din punctul de vedere al veniturilor pe care le au. Dar m-au impresionat cei care au intervenit și au cerut date pentru a adopta copii din Haiti.
Nu am putut să le dau astfel de date, de aceea lansez această provocare. Poate vor primi, au sunat din Spania, au sunat din Italia, din Austria. Cred că o să vină cineva de la Agenția pentru Protecția Copilului și de la Adopție, o să vorbim și cu ei. Ar trebui, pentru că eu cred că atâta timp cât generozitatea românilor trece dincolo de granițe și nu uită că avem și noi copii care au nevoie de tot ceea ce le trebuie pentru a avea o copilărie normală, copii care ar trebui adoptați, iată, și îndreaptă atenția către copii care suferă departe, foarte departe de România. Și eu cred că astfel de întâmplări ne sensibilizează, dar este păcat, așa cum discutam mai devreme, că suntem sensibilizați numai de astfel de momente șoc. Eu cred că suntem conștienți că zilnic în lume sunt copii care mor de foame, pe care noi știm, care poate nu sunt atât de vizibili datorită faptului că nu sunt în mijlocul unui eveniment spectaculos, și cred că această solidaritate care se manifestă pregnant în astfel de situații ar trebui să fie o constantă și să ne gândim la cei din jurul nostru, considerându-i cei din jurul nostru de pe întreg globul, că au nevoi pe care le-am putea rezolva tocmai prin solidaritate. Octavian Belu, cel mai titrat antrenor al lumii, mulțumim foarte mult și doamnei Mariana pentru ajutor. Două din personalitățile publice care au prestat la Teledonul de astăzi. Trebuie să vă spun că modul în care lucrăm noi astăzi, apropo, să-mi aduce și mie clipboard-ul, că nu știu unde l-am pierdut, da? Regia de platou, unde e? Puteți să-mi lăsați pe prima masă, gata, l-am găsit. Vreau să vă spun că mecanismul prin care lucrăm noi la Teledon e unul foarte simplu, cred că deja l-ați învățat. Vin personalități publice, prestează la telefon, stau de vorbă cu telespectatorii, înregistrează donațiile. În spate, UNICEF-ul are o copie acestui centru telefonic care înregistrează, contabilicește donațiile. Sunt o sumedenie de personalități, care persoane publice sau lideri politici sau vedete, care discută cu noi despre mesajele importante ale acestei solidarități, așa că sarcina mea este să repet numerele de telefon, să vă fac cunoștință din când în când cu persoanele care trec prin platou. Ia să vedem cine a mai venit. Bună seara, domnul Toader. Bună seara. Bună seara. Dacă nu mă înșel... Da, bună seara. Dumneavoastră sunteți vicepreședinte la PDL? Secretar executiv, mă iertați, v-am avansat. Avem alegeri, avem. Mulțumesc alegeri că ați venit. O să facem o mică discuție despre ce facem astăzi. Sigur. Împreună cu două doamne celebre în lumea solidarității profesionale medicale. Doamna Bartoș, fost ministru al sănătății săromâna. Bună seara. Folosiți microfonul. Doamna Pop, folosiți microfonul săromâna. Eu nu mai țin minte specialitatea noastră, e deschis. Medicină internă și cardiologie. Alo, doamna Popo, știu că se ocupă și de ochii mei. Din când în când mai văd despre ce e vorba. Doamnă, profesia dumneavoastră și a doamnei Pop, împreună cu profesia acestui politician destul de cunoscut, mai toată ziua e la televizor, cel puțin pe la noi vine toată ziua, așa. Încă mă cheamă. Împreună cu a colegului meu, îl știți pe Cosmin Stan, dar prezintă jurnalul de ora 11 ca piesă importantă. Ia și tu un microfon, dragul meu. Bună seara. Cum facem linia de unire între aceste meserii, care aparent n-au nicio legătură între ele, ca să ne raportăm la un dezastru care în principiu nu ne privește. Dacă socotim mentalitatea locuitorilor de la bloc dintr-un oraș mare, ei nu se cunosc, nici cei care locuiesc pe aceeași scară. Ce se întâmplă în momentele astea de ne întâlnim toate aceste meserii împreună? Am o explicație, vă dau, a doamnei Ilieceanu. Zice că dezastru are standard psihologic și că de aia ne emoționează și participăm. Dar o fi numai atât? Eu nu cred că este vorba numai de emoție sau de emoționarea noastră ca ființe umane, ci cred că este un moment în care trebuie să arătăm că suntem solidari cu suferința... Ce aia trebuie să arătăm? Cine ne obligă, doamna? Nimeni. Bartoș. Conștiința noastră ne obligă. Funcționește? Se pare că da. Ăsta e un lucru minunat, de multă vreme ne dorim. E numai asta, doamna doctor Pop? Să știți că am observat că apare întotdeauna în situații de genul acesta o schimbare de psihologie umană în bine
și că întotdeauna aflați la greu, oamenii se ajută între ei. Și asta am observat, am trăit și cu tremurul din 77 și alte dezastre de la noi din țară și am văzut felul în care s-au comportat oamenii în aceste situații. Și vă rog să credeți că întotdeauna în situații grele oamenii au fost alături unii de ceilalți. Deci avem o resursă profundă umană care se pune în valoare atunci când e nevoie. Poate necunoscută în mod normal, dar care modifică psihologia și apare acest lucru care cred eu că e un lucru deosebit și este, face parte din structura umană, a oricui, să știți. Eu aș spune că fiecare dintre meseriile noastre, ale celor prezenți aici și nu numai, are în centrul atenției omul și asta ne unește pe toți în aceste momente. E, zici? Asta e părerea. Domnul Toader, asta mă face să zâmbesc puțin când vorbim de politician care și el are în centru interesului său major omul, așa e? Nu, deci, cum a zis colegul nostru de platou, interesul nostru, de fapt, meseria mea nu este politica, este o perioadă efemeră în activitatea mea, dar ceea ce se întâmplă în Haiti mi-aduce aminte de ce am avut noi în 77, am trăit evenimentele alea chiar dacă eram la Galați, iar factorul cel mai important și care a stimulat astfel de acțiuni umanitare este televiziunea, am văzut cu tot ce se întâmplă. Cei care ne-am adus aminte de 77, sigur, n-a fost așa mare grozăvie, dar oricum, în unele zone a fost foarte grav, dar pierderile umane și acei copii nefericiți care au rămas orfani și n-au altă soluție decât o subsistență mondială, un sprijin mondial, ne face și pe noi să intervenim. Și sigur că nu numai ce interes are mea. Politicianul, domnul Toader, că el n-are colegiul în Haiti? N-am niciun interes. Este un spirit de solidaritate care trebuie să se manifeste oriunde. Nu cred că din comportamentul meu câștig ceva ca un politic. Nu puteam să fiu simplu profesionist, puteam să am meseria mea, mă chemați, la fel mă comportam. Și să aminte, am avut situația cu Iugoslavia, la fel mă comportam. Poate să fie politicianul celebru mascul alfa care mișcă turma către un obiectiv, asta așa în termeni biologici. Nu, sau poate fi o structură conștientă a unei comunități care mișcă lucrurile ca în cazul Clujului. Nu trebuie să ne priviți ca numai obiectivele politice le avem în față. Vrând nevrând, trăim într-o societate, trăim în acest mediu, nu putem să fim indiferenți. Suntem oameni în primul rând. Eu am venit ca om și mai puțin ca politician. Deci nu atât de cinici cât vă considerăm noi. Îmi pare rău că ne considerați și suntem oameni, oricând putem să cedăm locul nostru unora ca dumneavoastră și vom deveni și dumneavoastră cinici, sau cel puțin vă priviți ca niște. Da, deci am avut situații, colegi de-ai mei, profesori, doctori, docenți reputați, care după luna de zile au zis, domnule, mă simt nu știu cum aici, până acum eram un mare om și acum sunt cu totul aparte. Dar în primul rând suntem aici pentru că suntem oameni. Și spiritul acesta de solidaritate umană, mă uit și la imagine de pe televizor, niște copii nevinovați, ca și oameni nevinovați, într-o țară fără posibilități financiare, materiale, ca să treacă singur peste acest șoc. Iar cel mai grav e că trebuie să găsesc soluția de întrajutorare, nu numai a copiilor, ci a tuturor, că vedeți, nu mai există ordine, nu mai există nimic într-o țară în care până la urmă nu va domni decât tirania. Cred că pentru politicianul Toader e importantă și lecția asta, că noi care criticăm toată ziua statul român, suntem totuși într-o zonă în care există autoritatea statului. Eu, după dezastru din Haiti, mă gândesc serios să ajut instituțiile statului să nu le mai critic așa de des, pentru că chiar am nevoie de un stat stabil și puternic, pe cuvânt. Acum, e o mare diferență între eventual România și Haiti. Ei deja aveau o situație precară, economică, socială. Nu și un stat destul asigură. De firav. Sigur. Oricând și orice țară, dacă are un asemenea cataclism, depinde de capacitatea de organizare. Noi suntem organizați la nivelul pe care putem să-l gândim pentru un astfel de cataclism, nu și-l dorește nimeni. Dar fiți convinși că suntem pregătiți pentru așa ceva și nu se va întâmpla niciodată ceea ce se întâmplă în Haiti, dar spiritul de solidaritate trebuie să-l avem. Oricând se poate întâmpla așa ceva, oriunde în lume și cu atât mai grav într-o zonă în care și depărtată și imposibil de apropiat de ea. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ciocan e pe plecate și a făcut treaba. Nu pot decât să-i mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru invitație, domnul Tatălici. Domnul comandant, sunteți foarte serios.
Eu deja sunt admirator al echipei dumneavoastră din Haiti. Mă faceți într-o zi și admiratorul structurii interne. Asta ține de fiecare persoană în parte. Eu trebuie să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în aseară aici, în această seară, în acest loc. Demersul este unul extraordinar pentru că prin intermediul dumneavoastră oamenii învață ce înseamnă solidaritatea. Este un bun exemplu și ar trebui să-l învețe și alții. Ne oprim aici deocamdată. Au resursa asta românii, să știți. Wow. Nu mă refer numai la români. Sunt oameni foarte puternici care în momente grele chiar anonim. Cu atât mai mult dacă rămân anonim ar putea să facă niște gesturi de asemenea omenie încât să-i ajute pe cei în necaz. Iată, demersul dumneavoastră, repet, este unul extraordinar și este o onoare pentru mine să mă aflu acum aici, deși îmi doresc să mă aflu la evenimente plăcute și nu la unul ca cel din Haiti. Mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc. O seară bună. Asemenea. Între timp trebuie să vă anunț donații serioase, iar regia să invite personalitățile cu care am vorbit să intre la treabă la telefoane. Pleacă Margareta Păslaru, așa că după acest telefon o să stăm de vorbă cu ea. Regia îmi comunică donații care n-au venit pe căile tradiționale numite telefon, ci direct la secretariatul nostru. ANG, 3.000 de euro. La Fântâna, 3.000 de euro. Techno Instrument, 500 de euro. Unicredit, 1.000 de euro. Banca Italo-Română, 500 de euro. Emway, 3.000 de euro. Și Omon, 3.000 de euro. What is Omon? A, Enel. Enel cât? Enel, 3.000 de euro. De asemenea, un om de afaceri care nu vrea să-și dezvăluie identitatea, 3.000 de euro, și un grup de oameni de afaceri, 50 de persoane, câte 100 de euro de la fiecare membru al familiei. Secretariatul Teledonului mă anunță că la oră și jumate de la începerea campaniei sunt 112.000 de euro. Mulțumim telespectatorilor noștri și donatorilor. Ne ducem la Margareta, la Anca, la... Da, toți vorbesc. Ce să le fac? Și Ana Maria Prodan vorbește... Gata, v-am prins. Dragoș Anastasiu, bună seara. Bună seara. Tocmai mi-a făcut cineva o propunere să facem un apel la nivel național. A sunat o farmacistă, doamna Mihuț Maria din Cluj, ca toate farmaciile să doneze niște medicamente, să vedem cum o să ajungă acolo. E mai greu cu transportul. În Haiti, dar este, dânsa donează 1.000 de lei, ceea ce, iată, aici mă uit pe listă și o sumă importantă. Mulțumim foarte mult că veniți să ne ajutați. Farmaciști se pare că bat tare. Cu mare plăcere. Mulțumesc din suflet. Datoria noastră. Chiar vreau să vă spun că aseară am venit din Germania, unde s-a făcut ceva de genul ăsta. Cu mare succes au adunat 10 milioane și mă gândeam că nemții nu sunt cunoscuți ca fiind foarte darnici. Și ei fiind 80 de milioane, noi 20, 1 la 4, dacă reușim 2 milioane... Aoleo, pe praful ăsta? Poate că reușim. Eu aș fi mulțumit, eu mă gândeam înainte de Teledon că dacă strângem 100.000 de euro... Eu zic că strângem mai okay. Mult, văd că sună telefoanele non-stop și foarte mulți pensionari cu 2 euro, 5 euro, 5 euro, 10 euro, dar se strâng bani. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Mult, din toată inima vă felicit pentru acțiune. Mulțumesc mult de tot. Spor la treabă. Să vedem să ajung la Anca Țurcașiu, care... Trebuie să vă spun între altele că arată și foarte bine și vorbește și foarte frumos în română. Sunt extrem de încântată să mă aflu în seara aceasta. Mulțumim aici. Mulțumim că ne ajuți. Și foarte încântată că sună telefonul. De când am ajuns aici, cred că am răspuns la foarte multe telefoane. E și... cineva care ți-a transmis un sentiment special? Da, mai devreme chiar râdeam pentru că m-a copleșit o doamnă, Georgescu Maria din București, cu atât de multe complimente și cu surpriza și uimirea pe care a avut-o atunci când am răspuns și mi-am spus numele, toată lumea... Păi asta e rostul vedetei, atunci când noi
introduce într-o politică socială, clar, asta este. Clar. Să facă comunicare și îți mulțumesc din suflet. Eu sunt onorată să mă aflu aici. Bănuți? Am adunat ceva bănuți și sunt impresionată pentru că sună foarte multă lume, chiar cu niște venituri foarte mici, cu pensii de 380 de lei, asta de 400 de lei. Dominantă oameni domnului. Cu copii foarte mulți, oameni care au probleme, oameni bolnavi, care vor să ofere o mică parte mulțumesc, din venitul Anca. Lor. Răspunde, e un lucru minunat. Sună telefonul, abia, mersi. Da. Teledonul Haiti, Copiii Haosului, are în acest moment un nivel de participare a publicului, chiar într-o Românie în criză, pe care nu ni l-am imaginat nici noi, nici colegii de la UNICEF. Nivelul de participare e atât de mare încât proiectul centrului telefonic cu 40 de numere pe un număr digital aproape că nu mai face față. Vă mulțumim, oameni buni, pentru gesturile dumneavoastră, pentru participarea dumneavoastră. Sunteți mai buni decât ne imaginăm noi în gând că putem fi toți românii. Luăm o scurtă pauză și revenim. Haiti, Teledon la Realitatea TV, Copiii Haosului. Bună, dragă. Mi-e așa rău, cât că am febră. Să văd. Am răcit și mâine avem oaspeți. Stai liniștit, o să fie bine. Ia un Aspirin Plus C și trevii. Datorită triplei sale acțiuni, Aspirin Plus C combate simptomele de răceală și gripă, reduce febra, iar vitamina C întărește sistemul imunitar. Știi că mă simt mai bine? Perfect, că deja au ajuns. Aspirin Plus C. Se ia de răceală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Efectul lifting al viitorului există deja. Inspirându-se din cercetarea farmaceutică, laboratoarele Vichy au selecționat vitamina C cu eliberare continuă și au creat efectul lifting plus acțiune biologică. Lift Activ CXP. Vitamina C cu eliberare continuă multiplică celulele creatoare de fibre. Ridurile se retrag. Pielea se reîntinde. Transformare vizibilă din a patra zi. Lift Activ CXP. Cremă reconstructivă antirid și fermitate. Vichy. Sănătatea e frumoasă. De ani de muzică bună. Gold FM, The Greatest Hits Radio. Noul Peugeot 206 Plus, începând de la 9.434 euro cu TVA inclus și taxă pe poluare zero pentru primii 100 de clienți. Plus finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Saldi! Lichidări! Reduțiri! Rebaz! Lichida sau! Suntem cu toții diferiți, dar lichidările ne plac tuturor. Vă așteptăm acum la MobExpert cu oferte de nerefuzat. Haiti, Copiii Haosului, Teledon la Realitatea TV, pleacă Margareta Păslaru, marea noastră cântăreață de muzică ușoară, care și-a făcut datoria două ore de muncă pentru Teledonul nostru. Să rămână, doamnă! Ai, bună seara! A fost emoționant, vă spun sincer, am avut un nod în gât de emoție și
Nu-mi reveni nici acum, asta e adevărul. Bogații pensionari. Au sunat sau pensionari? Pensionari, inimoși, fiecare cu cât a putut, dar e un gest extraordinar, extraordinar. Până la urmă o să învățăm de la ei lecția solidarității. Trebuie continuat. Cred că unii de la alții putem învăța câte ceva și să nu uităm că așa cum noi am avut nevoie de ajutorul altora la necaz, tot așa au și alții. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă. Să aveți noroc și sănătate. Să dea Dumnezeu. Să rămână. A fost Margareta Păslaru. Trebuie să știți că regia mă ține la curent cu fluxul acesta de personalități publice care intră și ies din cadru, dar nu pot să le fac față la toți, așa că o luăm acum Băbește să vă prezint new entry, noi intrații. Deci, e Robert Turcescu aici. Bună seara, Robert, mulțumesc că ai venit. Și colegii noștri de la Realitatea Prestează că suntem împreună o echipă. Fără nicio legătură cu Robert Turcescu, Ioana Sârbu deja la telefon. Să rămână, te pup, o să vorbim mai încolo. Așa. Robert zâmbește, nu știu de ce. Evelin Badea e pe undeva pe acolo. Unde ești, Evelin? A, în fața Oanei. Uite-o pe Evelin, să rămână. Cine a mai venit, Roxana? Hai să facem prezența. Marcel Pavel, pe care îl văd. Servus, bătrâne. Ok. Valentin Ionescu e de două ore aproape alături de noi și abia l-aștept să termine convorbirea ca să vorbim. Și doamna Prodan, idem. 3-4. Bună seara. Toți vorbesc, adevărul. Sărumâna, bună seara, bine ați venit. 0-0. Deci Alina Sorescu, pe care cred o vede regia, o vede vă o cameră. Și cu distinsul e prietenul tău, domnul? Sărumâna. Stai. Stai, că eu nu sunt așa de în monden. Salut, bătrâne, tu cine ești? Alexandru Ciucu sunt și viitorul soț, nu prietenul ei. Nu pot să cred așa ceva. Casă de piatră, fraților, poate facem un teledon să vă ajutăm. Mulțumesc tare mult că ați venit, Alina, te pup. Succes, să vă meargă telefoanele, ca să zic așa, și vorbim după aceea. Unde ești, domnul Ionescu? Să rămână. Domnul Iosif Sicu, din Călăraș, din comuna Lucșanu, care este consilier, donează împreună cu toți colegii lui 1500 de roni. Extraordinar. Și face un apel către toți consilierii de primărie să facă această donație, adică să renunțe o lună la indemnizația lor. Mamă, Roxana, tu auzi ce vor domnii ăștia consilieri? Asta este apelul domnului Iosif Sicu din Călăraș. Extraordinar. Toți consilierii să-și doneze indemnizația pe o lună. Trebuie să vă dau și eu o veste de replică, așa. Domnul Adrian Videanu a sunat și a anunțat că salariul lui de ministru, ministrul economiei, pe luna viitoare, intră în contul teledonului. Haideți că nu e rău. Nu e rău deloc și dacă o să facă toți miniștrii la fel? Nu știu dacă o să facă toți, dar gestul domnului Videanu e de aplaudat. Sigur. Al domnului Băsescu, care întotdeauna a fost alături de noi la toate inițiativele, de aplaudat. Nu sunt politicieni chiar așa de rec, cât ne enervăm noi câteodată pe ei. Dar iertați-mă, pentru că nu pot să țin minte numele tuturor oamenilor cu care lucrăm. Cine sunteți? Eu sunt Ivana Iancu, sunt jurnalist la Burda România. Vai, nu pot să cred. Eram blondă când m-am luat interviu. Așa e, să rămână. Doamnă, eu am o mare admirație pentru dumneavoastră, pentru felul în care scrieți, să știți. Mulțumesc mult. Vă rog să ne ajutați cât puteți de mult. Cu drag, domnul Tatulici. Să rămână, mersi. Doamna Prodan. Arăți ca de obicei foarte special. Mie îmi place foarte mult ce șpanchii ești tu așa. Română mult de tot. Cum ești? Sunt bine, am fugit din cantonamentul echipei mele să strâng acești bani, să ajut. Și? Am strâns foarte mult. Sunt foarte încântată. Cum ți se par oamenii față de apelul ăsta de a ajuta pe unii pe care nu-i știu, nu o să primească mulțumiri de la ei niciodată? Eu, fiind așa o fire super directă, deranjez de multe ori cu părerile pe care mi le spun. Fii așa cum ești. Dar vreau să vă spun că oamenii care au puțini bani donează. Oamenii care au foarte mulți bani nu sunt așa sensibili. Și asta este... Nu toți, să știi. Uite, exemplu Valvis din seara asta,
exemplu unui număr de 50 de oameni de afaceri care n-au vrut nici măcar să știe, să li se știe numele. Cred că acești oameni sunt cei care într-adevăr sunt... Și să știm, eu știu numele unuia din mari oameni de afaceri ai României care ne-a dat o sumă importantă, care a spus nu nici numele, nici suma, dar ne-a ajutat. Asta... Și ăștia sunt o specie specială, nu vor să se știe că au dat. Așa este, asta vorbeam cu, vreau să vorbesc cu organizatoarea, eu vreau să fac donație, nu vreau să se știe suma și nu știu dacă ajută acești bani pe care îi dau eu sau pe care... Ajută fiecare leuț. Asta am încercat să le explic, sună bătrâne care spun, mamă, donez... Sună telefonul? Te pup, mulțumesc. Vă pup, alo? Mersi, mersi. Stați așa că e complicat. Da, este domnul Tibi Gănămireț din Hunedoara întreabă dacă poate să fie aduși doi copii în România care el ar vrea să-i crească. Doamnă, nu știu, problema donațiilor e foarte complicată. Avem în acest moment 150 de solicitări de înfiere de copii. O să încercăm să luăm legătura, să vedem, okay, ce se întâmplă. Să rămână, mulțumesc frumos. Marcele, da. Pleci? Da, vreau să plec și vreau să donez și ceva. Haide, haide, încearcă să ieși pe lângă Vlad. Vlade, fă-ne loc, mersi. Marcele, trebuie să-ți mulțumesc pentru toate prezențele tale alături de noi, că ești super de isprav. Mulțumesc din suflet pentru faptul că m-ați invitat la acest eveniment. Spun eu nefericit și fericit în același timp pentru oamenii năpăstuiți din Haiti. Eram alături de colega mea și... A sunat o doamnă care a dorit să facă o adopție și nu am știut ce să-i spun. Noi, în momentul ăsta. Okay. Și iar lumea se plânge puțin de faptul că eu, la numele de formare pentru 2 euro, 5 euro, 10 euro, spun că nu prind linia telefonică. Că e ocupat. Dacă e ocupat. Asta e foarte bine, dar mulți doresc să doneze și am spus să mai insiste. Și asta le spunem și noi în direct la Realitatea TV. Numerele vor rămâne active până la sfârșitul lunii. Nu mai știu dacă e corect ce am zis. E corect până la sfârșitul lunii? Până la 23 februarie, numerele de Teledon rămân în funcțiune pentru că am descoperit că oamenii, în funcție de programul lor, se raportează la inițiativa noastră și peste 2 săptămâni. Marcele, mulțumesc o dată din suflet și să le spun tuturor că pot dona și această sumă 2, 5 sau 10 euro dacă nu reușesc să prindă la numărul telefon la orice bancă de RD, în contul UNICEF și suma dorită pe care vor să... Bravo, ai învățat. Da, bineînțeles. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din suflet și ar vrea să donez ceva. Te rog frumos, să rămână. Mulțumesc mult. Marcel Pavel își face propria lui donație după 2 ore de muncă pentru Teledon. Camelia Șucu vorbește, nu pot să vorbesc cu ea. Roxana Voloșeniuc, unde ești, Roxana? Să rămână, mulțumesc că ai venit. E șefa de la El, o revistă pe care eu o citesc, să știți, asta e situația. Trebuie să recunosc, deși nu sunt doamnă. În fine, mă iertați, domnul Toader. Domnul Ionescu, cât ați vorbit, domnule, la telefon? Aproape 2 ore, dar nu contează asta. Dar are sens ce facem noi? Are mare sens, nu vă imaginați. Pentru că, de fapt, încercați să educați un popor sau anumite generații dintr-un popor să fie solidari și să privească acest gest nu ca pe ceva mecanic, ci ca ceva care vine din suflet și ceva care se educa. Și să înțeleagă gestul pe care îl fac ei. Am fost foarte surprins de pildă că până acum majoritatea celor care donează sunt pensionari. Pe mine asta m-a șocat. Noi știm această lecție. Dumneavoastră știți, eu nu știam. Deci oamenii care au bani donează foarte rar, în timp ce cei care sunt sărași, ei simt o durere, simt o suferință și din cauza asta ei dau bani. Domnule Ionescu, nu e numai asta. Ia oamenilor simpli și nu neapărat săraci. A oamenilor simpli și modești. Așa este, dar este și o problemă de educație. Deci noi nu ne-am format, cel puțin după 1990, dar cred că și înainte ne-am rătăcit un pic și nu ne-am format niște valori. Și am uitat că solidaritatea socială este o mare valoare. Bună seara, vorbesc eu cu domnul Ionescu, dar vi-l dau acum la telefon, că era în direct cu mine. Vă rog să mă iertați. Alo, bună seara. Unde-i doamna Angelache, președinta Comisiei Valorilor Imobiliare? Dumneavoastră sunteți? Dar cine e? Unde-i doamna Angelache? Mai ajutați-mă și pe mine.
Băi, avem tot felul de... A, vorbește la telefon. Sunteți doamna Angelache? Să rămână. Toată lumea vorbește la telefon. Cred că... Ba da, și Oana Sârbu vorbește la telefon. Domnul Petrescu, unde sunteți? Domnul Petrescu, și el vorbește la telefon. Hai să vorbim cu Robert. Hai că și eu vreau să vorbesc la telefon. Tu ai mai fost alături de mine la o experiență lungă de vreo 9 ore, de m-au lăsat pe mine în picioarele așa și m-ai salvat în ultimele 2 ore. Ți s-a părut o experiență aventuroasă sau un exercițiu profesional foarte riguros și, cum să spun, așa care trebuie controlat cu luciditate? Sau e o revărsare sufletească de asta naturală? Eu nu cred că încape foarte multă rigoare și nici ar fi bine să încape foarte multă rigoare. Sigur, rigoarea e în spatele sau în ceea ce înseamnă organizarea unui astfel de eveniment, pentru că aici e vorba de bani, totuși e vorba de felul în care sunt cumulate aceste fonduri, unde ajung asta ele. E munca asta UNICEF-ului. E munca UNICEF-ului și sigur, după aceea e munca noastră de televiziune din spate. În rest, cred că tocmai bucuria asta de a participa la un eveniment umanitar, de a veni cu sufletul deschis, nu te obligă nimeni. Putem, cum ai spus și tu, dacă e vorba să facem la un moment dat chiar o chestiune din asta, chiar și profesională, mai cârtim, domne, da, sâmbătă, duminica, nu mă chemat, rog frumos. Corect. Știi cum ești cu invitațiile la edițiile speciale. Așa adică... e la noi între colegi. Când da, e ceva care nu creează multă plăcere, zice, bă, bătrâne, nu pot, tocmai plăcere îmi duc nevasta în weekend. Da, dar nu sâmbătă, duminica, adică da, de luni până vineri, dacă s-ar putea, ar fi în regulă. Ei bine, cum ai zis și tu la, atunci când ne-am întâlnit, într-un astfel de moment nu e nevoie să ți se spună de două ori. Facem o astfel de chestiune, da? E importantă. Gata, am înțeles, la ce oră, între cât și cât poți, între 5 și 6, între 6 și 7, lucrurile curg imediat. Ceea ce mi se pare însă fascinant în toată povestea asta cu televiziunea, în care eu sunt mai recent intrat, tu o faci de viață, e faptul că televiziunea e nebunia asta absolută care reușește să și dezbine teribil oamenii, mai ales dacă vorbim că, uite, am trecut prin experiența nebună a unor alegeri prezidențiale în care televiziunea a avut un rol major, nu neapărat în dezbinare, să spunem, în polarizarea maselor. Dar are și capacitatea asta uluitoare de a crea, la un moment dat, o solidaritate teribilă când vine vorba de, iată, de cauze umanitare sau chiar de, să spunem că n-ar fi vorba numai de evenimente nefericite, cum este cel întâmplat aici în Haiti. Aici nimeni nu e negativ. Niciun adversar politic aici nu respectă regula confruntării. Da, aici a dispărut. Lumea vine, înțelege că, sau nici nu e vorba de înțeles, aici e un impuls, mai spus mai devreme, e un imbold. Vreau să fac lucrul acesta, mă simt bine, mă simt bine eu, simt în sfârșit că fac și altfel de lucruri, simt în sfârșit că mă ridic mult mai aproape de nivelul acela superior, care înseamnă cu adevărat ființa umană și nu roboței în care ne-a transformat existența noastră cotidiană. Ne-a terit un telefon o doamnă care ne-a donat 100 de euro, era înainte de Teledon, ne-a căutat, ne-a găsit la realitate și așa. Nu vreau să mulțumească nimeni. Nu vreau să primesc niciun mesaj de la televiziune de mulțumire. Uh-huh. E pentru sufletul meu. Poate să nu știe nimeni din Haiti nici cât am dat, nici cum mă cheamă, nici ce fac. E pentru sufletul meu. Eu am nevoie să fiu generos. Nu știu dacă ai apucat, adică știu că tu sigur ai apucat în 1977, eu nu, tu ai prins cu tremurul acela ca jurnalist. Da. Am avut și eu nefericita ocazie, mă rog că nu e, dar profesional e o provocare, să mă aflu la un moment dat în urmă cu aproape 10 ani la un cutremur în Turcia. Un cutremur mare care a zguduit zona Golciuc, unde au fost de asemenea mii de victime, și am ajuns la 3 zile după ce avusese loc acel cutremur, cu 40 ceva de grade afară, cum spuneam, cu mii de victime, cu o atmosferă irespirabilă de-a dreptul. Ceea ce am văzut acum cu ajutorul televiziunilor, cu ajutorul transmisiilor făcute chiar de colegii noștri din Haiti, mi-a adus aminte de ceea ce am văzut acolo în Turcia. E de neimaginat însă. Haiti este... Da, sigur, dar cutremurul este apocalipsa cuplită a lumii noastre. Și dovada asta de solidaritate care se întâmplă astăzi, și cu asta vreau să închei, pe mine mă emoționează, mă bucură și îmi demonstrează că atunci când vrem, noi românii, cu ajutorul televiziunii, mai ales în ultimii ani, reușim să ne dovedim încă o dată solidari.
Într-un final vreau și să fac o donație în nume personal din partea mea și a Oanei, de fapt. Robert Turcescu alături de noi la Teledon. Deci, întrucât trebuie să dăm știrilor dreptul lor la ora 18 și revenim la 18.30, mulțumesc lui Gabriel Petrescu de la Fundația Soros. Mulțumesc lui Camelia Șucu, care muncește de o grămadă de vreme alături de noi. Domnul Petre Dumitriu, mulțumesc tare mult dumneavoastră și direcții din Ministerul Afacerilor Externe, că e foarte complicat să o mulțumesc. Mulțumesc mult. Doamna Gabriela Coman. Cine mai era?